Bun, desfătări și bine v-am găsit la un nou episod pe canal în care vă voi prezenta un joc la 1 euro de pe Steam. Văd că este gen Super Mario, dacă ți-au zis de el. Bine, trebuie să fie. Să auziți bine Super Mario. Fii auzit de Super Mario. Ok, am luat încărcătură, deci cred că o să... am înțeles. Cred că dacă ne-a dat încărcătura o să folosim asta la... la warm. Da, haideți. Uite ce fel face frunța. Uitați, uitați. Sunt frunt, așa. Da, left plus jump button for wall jump. Ok. Știu să fac wall jump. Opa, am făcut pe Transformice. Jocul acela cu șoareci. Jocul retardat. Nu fug. Ce dracu? Vreau să mă duc. Ce asta? Vreau să văd ce e aici. Tot blanțe. Băi, ce dracu fac? 30 de blanțe. Wall jump și aici. E cam incomod să sari pe Z, că de obicei ești într-unui păsăreț. Dar demonstrează că nu e Super Mario și au o idee puțin mai. Unica am văzut că poți face mult mai multe chestii ca în Super Mario pe acest joc. Că m-am uitat pe YouTube la videoclip. Bine, am dat mai pe la jumate, că vreau să văd cam cum e jocul, ideea jocului. Where is the key? Ce mai mă trebuie și cheie? Nu de drept cu cheie. Văd că în stânga e o zonă nouă. Și da, este și o cheie. Vreau să iau pe toți, vreau să termin repede. Bum, opa, nu. A, pot să fac wall jump și aici? E bine, așa că nu am șansa să mor. Sari, așa mă. Sar, așa. Good. Haideți să duc cutia asta. Băi, ce mai merge cu tine? Stai că vreau să iau bani. Nu știu ce poți să faci cu bani. Cred că poți să-ți cumperi diferite chestii. Că nu știu ce mai putea face cu bani. Opa. Văd că avem obstacole care ne dau de what? Și acum aud chestii de... Ok, mai am o inimă și mi-e frică acum, dar... am trecut și de această dată că doar suntem cei mai buni la acest joc. Tâmpit, nu mai duc să acestea, exit. Băi, nu zici că nu mai am cheie. Bă, nu. Fac eu jocul, fac eu. Nu! Bă, nu! Nu! Futu-ți jocul, mati! Îmi pare rău că am cumpărat acest joc, idiot. E prea greu, adică... pot să-l termin, dar... nu stau să-l mă joc de 500 de ore, o să... n-am venit să fac cu bani și am vrut să-mi iau joc, dar...
meu că l-am luat pe ăsta. Mai erau la 1 euro, dar am văzut un ceva, cred că se numea Blood and opa, Bacon, adică trebuia să mor niște porci și mistreți, cred, nu știu ce erau. Am vrut inițial să-mi le iau, dar mi s-a părut cam ciudat și am vrut să le iau pe ăsta, dar mi-a plăcut numele. Un nume foarte interesant. Și o poveste destul de interesant. Că nu mai trage fraia dracu. Ce trebuie să auzi? Ok, nu vreau să știu. Nu mai trage fraia fiția nația. Așa, mă. Este, mă. Bun, nivelul 3. Cred că o să fac până la nivelul 5 o să filmez. Și vedem continuarea, cred că în alt episod. Cred că o să mai fac episod cu acest joc idiot și retardat, dacă începe jocul să se complice și chiar se vede. Adică sunt prea multe obstacole. Și asta e nașpa, mai ales când dau damage. Adică orice obstacol să damage, dar ceva gen alea care trag în tine. Păi am și eu glanțe, dar și eu glanțe și glanțe, cum trag? Că nu mi-a specificat nimic la început cu jocul. S-a pus la pe butonul random. Ia stați. Apăs random. Ce faci? Click cu CTRL, AL, T, space, enter. Z, O, pe X tragem. Super tare. Am descoperit o chestie nouă, super tare. Nu știu de ce nu mi-a specificat asta când am intrat în joc, dar îmi bag piciorul în jocul lor. Cred că pot să trag în chestii de alea, în monștri, în animale de alea, de asta nu pot, de exemplu. Ăsta nu pot. Dar nici n-am cum să trag în asta. Hai, bă, mă! Mi-e frică să nu-mi ia damage și de aia, dar înainte am putut. A, așa, mă. Ok, mi-e frică să trec, dar va trebui furtul de jocul, mătii. Nu! Băi, ești prost, mă! Obstacolul tale chiar se vede că e destul de greu jocul și mă cac pe el. Vreau să-l trec repede, nu vreau să aștept. N-am răbdare, sunt nerăbdător. Bun, mă! Am văzut niște... Da, niște țepi. Ce s-a întâmplat dacă... Da, mai bine nu m-aș duce în jos. E bine că pot face wall jump. Nu, nu, stai așa. Acolo! Da, mi-a luat din HP. Da, din HP. Încurc HP-ul cu XP-ul și câteodată zic HP în loc de XP și invers. Bun, am trecut și de... Opa! Hai, bă, așa am cerut. Da, gloanțe, bani și... Da, eu sar exact când trage căcatul ăla. A, unde este maneta? Văd că îmi dă checkpoint-ul. Dar nu știu cum aș putea să-mi cumpăr eu diferite chestii. Bani. Ai cam ce dată, ce da, mai dă-te drept. Bun, am trecut, dar nu de... Așa. Ce e aia? Băi, ce dai tu mine? O, ce mă speră. Credeam că e un buton. Bun, mi-am luat și viața, mi-am recuperat viața. Știu cum trebuia să trec acolo, mă trebuia să apăs pe C, da? Na, țineam... cont numai de X și de Z, dar am uitat de cât. Sar, mă. Îmi place aici că dacă mori îți dă banii. Stai! Da, prost. Așa, mă. Că banii ăsta,
armura. Bă, tot fac câți bani am? Băi, nu-i frumos, nu-i frumos. Gata acum, e un număr mai... normal, să zic. Opa! Uite, dacă mor, când o ia de la capăt, armura și banii rămân. Și mi se dublează cum ar fi când de joc după aia. Iar... Nu, e frumos. Fac... Da, mor și la ea dreptul. Mă bucur că mi-a dat checkpoint aici mai aproape. De-i pe că... Ce e aici, viață? Hai că mi-ar trebui niște viață. Opa, băi! Nu. Mor. Da, muriți! Dracului. Firai, tu să fii de joc tâmpit. Ok, mai joc data asta și după aia ok episodul, că o lungesc prea mult cu un singur episod. Dacă îl fac prea lung, vă uitați așa că... Opa. Mă să fac prea lung! Dacă mor acum, asta e mai rău. Nu stau... Bun, cam acesta a fost și acest episod, sper că v-a plăcut. Și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!